toate, bărbaților, iubiți femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească curățind-o cu baia apei prin cuvânt și să o împătrișeze ție biserică slăvită, neavând patimă sau întinăciune. O, iar ceva de felul acesta, și ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile lor, ca pe sine însuși. Cel ce-și iubește pe femeia sa, pe sine se iubește. Căci nimeni nu și-a un trupul său, și fiecare hrănește și îl încălzește, precum și visii Hristos, biserica, pentru că suntem mădularea celui aștru. Și din carnea lui și din oasele lui, pentru aceea s-a urcut pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândouă. Taina aceasta este mare, iar eu zic în Hristos și în biserică. Dar și voi fiecare așa să-și iubească femeia sa, ca pe sine însuși. Iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție, cititoriule! Înțelepciune drept și ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Bine Sfânta Evanghelie de Ioan Cetire! Bine-ți-e, Doamne, mă, bine-ți-e! Sfântul Maginte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galileea și mama lui Iisus acolo și a fost chemat și Iisus și ucenicii săi la nuntă. Și sfârșindu-se vin, a zis mama lui Iisus către ei, nu mai au vin. A zis Iisus, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, că n-a venit ceasul meu. Mama lui a zis celor ce slujea, faceți tot ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră, puse pe curățirea lor, care luau câte 2 sau 3 vedre, și stăteau lui Iisus câte vase cu apă și le-au umplut până sus. Și le-a zis, scoateți acum și aduceți frunele, i-au dus și când nu l-a lăsat apoi apa pe zbăcuse mici, nu știa de unde este. Și numai slujitorii care se scuză drapa știau acuma mult pe mine ce a zis, orice o pune din vinul cel bun și când se amețesc pune pe cel mai slab. Dar nu ai zis, vinul cel bun până acum acest început la minunat, cu cât sunt în canele, sunt al slavă sa și ucenicii săi, de chema pe tine Dumnezeul cel ceresc, Tatăl și a zice, Tatăl nostru care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cer. Ea Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai frumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște pe care l-ai să îndreptunii anunții, binecuvintează cu binecuvântare duhovnicească, că s-a binecuvântat numele Tău, s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
cum ai Părinte bun de să mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzând rânduielile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici cu unul, nici altul, bun ce-ți plăcut Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și nu ta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvântează pe robii tăi aceștia care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin taina minții. Binecuvântează intrările și ieșirile lor, mulțește cu bunătăți viața lor, primește cu lumii lor împărăția ta, păzindu-i curați fără priană și neasupriți în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă o viață îndelungată, naște de bun spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești, să vă împlinească sfătarea bunătății cele făgăduite. Pentru căciune prea Sfinte, Născătoare Dumnezeu, Sfinților, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Ce cuvenirea sa în Cana Galilei arăta nuntă cinstea Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cele prea curate Maicii sale, ale măriților și solodatele apostolilor, ale Sfinților de Dumnezeu cunoaște, tocmai cu apostolii împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Marul și Procopii și al Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un buște oameni iubitori. Dumnezeu să vă dă.
dorească sănătate, să vă iubiți în continuare, să trăiți în bună înțelegere, să vă respectați nașii care au fost maturi cu lumânările aprinse în mâini, azi ale cuvântului de credință care ați făcut în fața Sfântului Altar. Nu uitați niciodată biserica în care ați primit taina Sfintei Cununii și în care vă botezați copiii. Dumnezeu să vă ajute la mulți ani! Să vă mulțumim pentru vizionare.
Vreme când Dumnezeu va vrea să o facă cu teama să te lași la Sfântul și să o facă cu cărțurare. De ce să nu te mușe cum îmi zâmbrați cu mea care bani și te știi celul ca un bol, de ce îmi ceapă de fapt, nu ținem de ce îmi se atinge de mult și cum îmi dea. Să te vinsă vacă n-am dea prudată, de ce teama pe mări și o bază, că se facă în primul pământ. Zgheri, vă dea cea cum îmi zâmbrați, dar este cu patru, am întoarcă în loc. Domnului să ne rugăm. Ca domândind mila ta să vrăjească de tata cerului și Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Să pune Doamne și Sfântul Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, după aceea când pune păcată de prevederea cerului Dumnezeu, Sfântul primește răpărăția ta cerească și Sfântul Dumnezeu, deschide lui ochii gândului ca să ceară să ne lumine atât banii tale. Însoțește viața lui cu unge de lumină ca să-l izbăvească pe toată puterea potrivit din Sfântul Iar. Depărtează de la dânsul pe cont de fiată pe fratul care își asumi și lucrează din inima lui. Depărtează de la dânsul pe cont de fiată pe fratul care își asumi și lucrează din inima lui. Duhul Micleșugul, Duhul și Dumnezeu, Duhul și Dumnezeu, și fără că l-ai fost cu atunci și acum de mare Dumnezeu. Că după porunțile tale de tine și părinte de așteptat, Te-ai lepădat Satana. Tu vă știu pe zi, eu le fac așa, nu așa. Așa. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Și crezi lui. Crezi lui ca un împărat și Dumnezeu. Spune și în așa de bine. Crede în Bunul Dumnezeu, Tatăl, la tot Sfântul, Făcătorul, și nevăzutul și Domnul Iisus Hristos. Un născut care din Tatăl Său Dumnezeu în veci, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru oameni și pentru noastră mântuire. S-a făcut din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de Fecioara Maria, s-a făcut om, s-a răstănit pe Dumnezeu, Ponțiu Pilat și-a pătimit, s-a întrupat și-a înviat, a treia zi, pe Dumnezeu. Și s-a fi la cerul și-a dat dreapta Tatălui, și-a dat dreapta Tatălui, și-a dat dreapta Tatălui, și-a dat dreapta Tatălui, și-a dat de viață și pentru că dată și când vină cu Tatăl 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 și când vină cheamă pe rugul tău acesta, anelul cristian, pentru luminarea ta cea sfântă și împlinește pe Dumnezeu de acest dar mare Dumnezeu, zbreacă pentru cine vrește și mâna ta. Bună cumbrerea și coada sfântului tău care ne-a plinat pe Sfântul Sfântul Bunul de viață, pentru că și vecii de Dumnezeu. Binecuvântată este împărăția ta, pentru că s-a unicat de mântuială tășpașul Sfântul Domnului să ne rugăm. Pentru acesta ce ne-a cunea sfânta luminare și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Pentru ca să facă reprezentii și pătați la cimbiere Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să-și păzească Ana Bătăzunii, pentru ca să-și facă lui Amor, pentru o ascultare, pentru că pentru dragii Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să-și păzească Ana Bătăzunii, să ne rugăm. Mare ești Doamne și mânave sunt în tale și niciun cuvânt nu este ajuns pe lauda minunilor tale. Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este ajuns pe lauda minunilor tale. Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este ajuns pe lauda minunilor tale. Tu însuți dar viitor de oameni părate, vino și atunci cu poporul ăsta nu sfințește apa aceasta. Tu însuți dar viitor de oameni părate, vino și atunci cu poporul ăsta nu sfințește apa aceasta. Tu însuți dar viitor de oameni părate, vino și atunci cu poporul ăsta nu sfințește apa aceasta. Viharul de tine pe care bani copii ai bonis că cine sfințim, de dar de păcatul de care nu mor diavolul, pe care și nu vine de putere cerească să pute de apă și masă de care te mai doamnă cu tine, așa că să se zdrobească sub semnul chipului cruce tale toate putere ce ne potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului cruce tale toate putere ce ne potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului cruce tale toate putere ce ne potrivnice. Hai, apropiați-vă.
Se unge robul lui Dumnezeu, Nelu Cristian, cu de lemnul bucuriei, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului. Nu am făcut pentru că sunt pe cei de tale. Ai vrea să te spun la bună sau cum? E tu, Dumnezeu. Te vrea tot. Se vedează robul lui Dumnezeu, Nelu Cristian, în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului, amin, amin. Se îmbracă robul lui Dumnezeu, Nelu Cristian, în haina de preț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, dar Fiul și pururea și în vecii vecilor, amin. Hai, hai, vină cu așteptă. Pecetea darului Duhului Sfânt, amin. Las cum ce zon și duc, pe ce te-a dat? Să vede! Și mântuia de frumos! Gata! Hopa, hopa, hopa! Vede-te, înțeleg! Hopa, hopa! Hai, 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 h